Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre portocale, care este bogată în vitamina C, da? Are un efect antioxidant dovedit științific, conține vitamine din complexul B, da? Portocalele mai sunt o sursă de vitamina A, care este necesară pentru menținerea sănătății mucoaselor și a pielii și este esențială pentru vedere. Mai sunt bune și pentru că conține vitamina B, da? Cum ar fi B1, B6. Așa, conțin vitaminele acidul folic, da? Niacina B3, B5. B6, B2, B1, vitamina C, vitamina A, vitamina E și vitamina K. Mai conține sodiu, potasiu, calciu, cupru, fier, magneziu, mangan și zinc. Mai ne ajută împotriva cancerului de colon pentru sistemul imunitar sănătos, care conține vitamina C, este vitală pentru o bună funcționare a sistemului imunitar sănătos. Mai previne și răcelile, infecțiile recurente ale urechilor, provine deteriorarea pielii, da? Ajută la protejarea pielilor de radicali, care pot provoca semne de îmbătrânire. O portocală pe zi te poate ajuta să arăți mai tânăr sau tânără. Menține tensiunea arterială sub control. Portocale sunt bogate în vitamina B6, ajută la susținerea producției de hemoglobină, da? Și ajută la menținerea tensiunii arteriale sub control, datorită magneziului. Reduce colesterolul. Ajută la scăderea colesterolului mai eficient chiar și decât unele medicamente. Ajută la și controlează nivelul zahărului în sânge, da? Făcând astfel o portocală o gustare sănătoasă pentru persoanele cu diabet zaharat. Portocala mai este bună pentru reducerea riscului de cancer, da? Cum ar fi cel pulmonar, de piele și chiar de sân, ne ajută cu vitamina C. Antioxidanții prezenți sunt importanți pentru întărirea imunității organismului și astfel o să combată și cancerul. Alcanizează organismul. Cu toate că portocalele sunt acide, înainte de a le digera efectiv, ele au o mulțime de minerale alcaline care joacă un rol important în procesul de digestie. Bun. Sănătatea ochilor. Vitamina A, deci conține și vitamina A, prezentă în ele, joacă un rol important în menținerea membranelor mucoase ale ochilor sănătoși. Deci, portocalele ne mai ajută și împotriva constipației, da? Menține în funcție intestinale ale stomacului, prevenind sindromul intestinului iritabil, în plus fibra ajută la tratarea constipației într-o mare măsură. Deci nu în total, în mare măsură. Haideți să consumăm legume, fructe, care ne ajută, are destule beneficii pentru imunitate și sănătate.